Celentano? Măi, Celentano! Mă, dar noi cât trebuie să mergem așa, mă, de pe o stradă pe alta? Că ne bate soarele în cap! Mergem până când o să găsim o lucrare bună. O căutăm! Dacă nu o găsim azi, o găsim mâine. Dacă nu mâine, poimine. Ține minte regulă de aur. Un meșter bun nu se predă niciodată. Păi și care e lucrarea asta bună? Lucrarea bună este lucrarea care zic eu că e bună. Păi, de ce e așa? Băi, de asta lui Firice. În primul rând, tu pentru o salahoarcă, că am pui multe întrebări. Și în al doilea rând, firma noastră, după atâția ani de experiență, a ajuns la un nivel care ne permite să ne selectăm lucrările. Noi nu ne coborăm ca să luăm orice. Înțelegi? Că ne scade din prestanță și nu facem astea așa. Și tu trebuie să știi că dacă se întâmplă, cum de exemplu astăzi, să avem ghinion, aplicăm de urgență planul B. Aha. Și care e planul B? Planul B este fix ăsta, care acum suntem în el. Mergem la oaie. Pe direct, nu o luăm pe ocolite, dacă pică ceva bine, dacă nu, stăm acolo și atârnăm. Bă, femeie! Bă, femeie, vino și ține de scara asta. Ia lasă-mă, mă, în pace, că eu sunt cu oaiele pe foc, nu stau după tine. Mă, vino în coa și ține de scara asta când îți zic. Ce scara vrei să ții, mă? Uite de asta din capul meu, de asta ține. Hai, ține odată de ea că am treabă. Mă, tu n-auzi să mă lași în pace, tu vezi că eu stau să-ți țin ție scara acum, ai chef toată ziua? Tu n-auzi că eu am altă treabă? Păi și ce vrei, mă, să-mi o țin singur? Vino și ține de scara asta, că m-ai urcat pe acoperiș să ți-i repar, că plouă în casă. Îl repar, dar ține de ea dacă tot ești acolo. Mă, tu plouă mie în casă, la ce nu-ți plouă, mă, că e și casa ta. Și lasă-mă în pace că eu scoale pe foc, acum îți pierd că nu-i mâncarea, gata. Si, unde? Păi... Ține singur de scara. Vino înapoi și ține de scara asta, că mă apucă draci. Treci înapoi. Vezi, asta este o lucrare de nivelul nostru care îmi dă speranță. Este foarte interesant. Andiamo. Hai, noroc! Hai, noroc, cere. Bună ziua! Bună ziua! Bă, da, ce faci acolo? Ce să fac, mă, repar acoperișul, că plouă în casă și m-a pus asta să-i repar acoperișul, aia fac. Și am luat tabla asta la peticit, că n-am bani de una nouă. Foarte frumos, foarte frumos ce vrei tu să faci. Dar văd că, dacă, deci, ai nevoie de ajutor? Că știi ce m-am gândit? Dacă e, poți să-ți țin eu scara sau toată ziua după curul tău, date costă decât un milion. Păi pentru milion nu știu pe scară și repara acoperișul, mă. Aia faci pentru milion, ai auzit? Așa zici tu. Așa zic eu. Bă, m-aș băga, crede-mă, cu capul înainte. Dar numai că de vreo săptămână și eu v-am și dracu, am rău de înălțime. Atunci du-te, mă, du-te dacă ai rău de înălțime. Hai, fă pași, lasă-l. Atunci, bine. Auzi, bre! Ah. Îmi dai mie un milion că o repar eu. Ce faci? Ce faci, mă? Iau lucrarea. Ce trebuie să fac, mă? Să bag niște cuie unde e tabla mai strâmbă? Asta trebuie să fac? Nu e mare scofală, dar asta e treabă de bărbat, nu de femeie, înțelegi? Ia dă-mă ciocanul ăla încoace să-ți arăt eu că și femeia poate să facă ce face bărbatul. Și chiar mai bine. Bă, potolește-te, mă. Mă, tu să taci din gură. Hai, domnule, ești de acord? Dar nu se supără Firicel? Nu se supără, că el m-a trimis. Păi ce, n-ai treabă acasă? Nu am, că o face bărbatul meu în locul meu. A. Că la noi în curte s-a schimbat schimbarea. Ia ține-mă de scara asta. Ți-i bine, da? Da. Ține strâns, ține strâns. Strânge-o, strânge-o, ușor, cu grijă. Ușor, ferește, 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 ferește. Dar te pricep, da? Păi ce mare scofală, mă? Unde tabla mai umflată înseamnă că a ruginit cuiu sau a putrezit lemnul.
Apăs bine cu piciorul și bat alt cui unde lemnul mai uscat. Nu asta trebuie să fac? Bă, da, chiar să pricepe. Băi, de cum să, băi, stai la oarca mea, mă, cum să nu se priceapă. Bravo, în clipa asta este clar. Firma prea lucrarea. Facem așa. Eu iau greu. Îți țin scara, banii jumate-jumate. Nici jumate-jumate, mă, lasă că mi-o țin eu singură. Și-am văzut eu ce fel de meșter ești tu. Ia dați-vă la o parte, mă, că eu iau lucrarea. Ia să văd eu cât de greu e să bați niște cuie. Asta e emanciparea femeii. N-ai ce să faci. Chiar n-ai ce să faci. N-ai o țuică? N-am. Bă, nu așa! Bă, nu așa, zine, băi! Ciocanul ăla cotor cum trebuie. Auzi, mă, ia dă-l pe ăsta afară că vorbește mult și prost. Da, mă, chiar așa, ia dă-i drumul că-mi ți-o mult întreabă. Hai. Ce faceți, mă, aici? Să rămână. Ce căută asta pe casă, mă? Ce trebuia să fac? Că doar că era foarte cald și m-am tras un pic la umbră. Bă, tu ai suit femeia pe casă ca să stai tu la umbră? Arde tare soarele. Da? Ei, las că te pun eu să curez niște morcovi și niște usturoi și să tai și ceapa asta felic subțin. Ne-am înțeles? Perfect. La treaba asta mă bag și eu observator. 10 lei. Tu pleacă-mă de aici. Ai valea. Băi, ia dă-i drumul din curte că pun câine pe tine. Hai! Merge. Eu am terminat. Cum ai terminat? Poți să urci, să verifici. Vorbești serios? Da. Nu mă fac să urc degeaba. Nu. Ia ține de scară. Mulțumit? Bună lucrare, bravo! Bravo! Da. Treaba-i treabă, vorba-i vorbă, banul-i ban, nu? Da. Ce faceți mai aici? Ai terminat de curățat usturoiul ăla? Hai că eu am plecat. Tu unde pleci, fă? Ai terminat acoperișul? Păi n-a fost mare scofală. Am început așa întâi de pe margine și după aia am urcat sus pe coamă, că era așa mai prăpădită. Eu zic că acum nu vă mai intră apă, dar poți să urci să verifici dacă nu-ți vine să crezi. Și dacă mai aveți vreo problemă să mă chemați tot pe mine, că repar ce n-am făcut acum. Gratis, fără niciun ban, că eu sunt sigură că am făcut ce trebuie. Adică tu ai făcut fă într-o oră și ceva ce nu faci asta într-o săptămână? Bă, nu, că făcusem și eu... Ce ai făcut, mă, puturosule, mă, că nu ești în stare niciun usturoi să curăți? Păi, dacă dai usturoi din ăla mic, dă-mi și tu un usturoi mai mare. Ai usturoi mai mare? N-am de unde să am usturoi. Hai, bună ziua, am plecat. Sănătate. Păi, atunci nu mai curăț, na. Și atunci o să mănânci ciorbă de burtă fără usturoi. Cum să mănânci, mă, ciorbă de burtă fără usturoi? E, uite așa cum auzi. Păi, mă, nu vreți să mă cinstiți, nu mă șințiți. Hai, voi pierdeți. Ia uite ce a venit! A fugit de la lucrare, e grea munca, a? Auzi, mă, adă și mie o bere, dar să fie rece. Două beri mai bine. Nu mai dau nimica pe caie. Ce-ai, mă, că uite, am bani. Ia uite. Ia loc, bine, foarte comodă și de unde... Ai făcut roz de bani. De la lucrare.
Asta ce bun a fost. Asta e pentru mine, nu? Nu. E tot pentru mine. Nu, băi, stai, bă, dă și mie o bere. Asta e pentru mine, ca să o beau pe drum. Că despre berea ta, ia de aici. Băi, dă-mă și mie o bere. Deci mă unul fericel că dai banii pe băutură. Pera asta nu rămâne așa! Bă! Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!